și să renasc ca pasărea pării. Numai astfel veți beneficia de... Hei, salut fraților, este duminica astăzi, este ultima zi din a șaptea săptămână de progres din Slăbește cu Oto. În fine, eu sunt la țară și trebuie să mă duc acum la Călimănești, e ora 7 de dimineață. Mă duc la Călimănești să o las pe maică mea să o montez acolo și apoi mă voi duce la apartament la Vâlcea, pentru că acolo am cântarul și mă voi cântări, dar până atunci vă las cu clipul. Să vedeți ce am mâncat, ce a mai mâncat săptămâna aceasta. De asta la țară am scos foaia asta de parcurs. Avem aici mult mai multe săptămâni. A trebuit să o completez când ajungem acasă. Și m-a durut stomacul, iar aseară am luat păstură. Vă recomand tuturor. Care aveți probleme cu stomacul și cu ficatul, consumați păstură și polen. Dar păstura este mult mai bună. Am ajuns acasă, am luat și mere de la țară, foarte multe, banane mi-a dat maică-mea, avem aici și un gref. Pe lângă prostiile pe care mi-am cumpărat eu, de care am avut eu poftă acum să mănânc, am mai luat de la țară și o miere cu nucă, pentru că este foarte, foarte bună. Nu mănânc ciocolată în fiecare zi. Propolis, tinctură de propolis, trofil de la țară. Poftă mare tuturor și nu uitați să mâncați multe fructe. Am ras aseară, am ras azi noapte, uitați. Am mâncat, au mai rămas fructe, mere, că erau multe. Am mâncat și gref. Trebuie să-mi iau alt telefon, nu-mi place deloc. Chefir, tot, nu mai băusem chefir de mult. S-a reglat iar tranzit. Trebuie să pui cu mâna, da. Hai să vedem de ce mi-am cumpărat dulciuri și sucuri. Pentru că... e prea repede, nu e bine. De la boală, de la faptul că am fost foarte bolnav, n-am avut poftă de mâncare, ia uitați, nu e bine. Marți. Și încă unul. Șoc motor. Hai să băgăm niște motorină, că nu mai aveam. Cât mai e litru ea? 5,24 lei. Am aici tintură de propolis, am limba iritată și o să-mi dau. Aveți grijă că pătează ustură, dar e foarte, foarte bună. Dezinfectează. Dezinfectează foarte, foarte bine. Cicatrizează foarte bine. Wow. Am luat pentru că am simțit arsuri pe limbă. Simțeam cum arde limba, cum mi se crapă. Și acum voi mânca două lingurițe de miere și nu voi bea apă și nu voi bea absolut nimic și nici nu voi mânca în timp de 15-20 de minute. Hai să vă arăt gunoaiele care s-au strâns într-o săptămână, când am stat în casă să învăț, să editez, să învăț grafică, să schimb tot canalul. Am stat o săptămână bolnav pe antibiotice, mi-a fost foarte greu și psihic și am crezut că mor, însă am reușit, m-am mobilizat, am schimbat toate denumirile, toate tagurile. Mi-am făcut un design singur și sunt foarte mândru și astea acum le voi duce la Tomberon, pentru că s-au strâns foarte multe gunoaie timp de o săptămână, dar mă bucur că am terminat, mă bucur că mi-am pus ordine în toate lucrurile și că am o perspectivă de YouTube acum. Prima zi la restaurant după o săptămână de când am ieșit din casă și ne comandăm așa o ciorbă de pui a la grec, pentru că vom merge la sală într-o oră și nu vreau să mănânc și felul 2, o cafea și o apă. Revenim imediat să vă arăt cum arată. Uitați cum au tradus ăștia roșie. Red, cea mai bună traducere la roșie. Red. Și mi-a venit ciorba, fraților. Este o ciorbă de văcuță. Foarte bună, foarte multe legume, uitați. Vă recomand să mâncați ciorbe, pentru că sunt foarte sănătoase. Avem aici un ardei iute și pâine, apă, cafea. Deci foarte bună, da? După aia am dus la sală și vedem ce mai mâncăm mai încolo. Astea sunt unele dintre urmările perioadei de răceală. Am terminat antibioticul, dar încă nu m-am refăcut 100%. Câte picături se are? De tinctură? Nu știu. Câte vreți? Între 15 și 30 de picături. Puteți să lași mai multe, n-are nicio problemă.
Și acum simt cum mi se regenerează toată gura. Simt cum mi se regenerează toată pielea aia moartă. Se astupă toate găurile, se cicatrizează și se vindecă instantaneu, efectiv. Gata, acum nu mai mă doare, chiar mi-a trecut acum durerea și e foarte, foarte ok. Adică simt acum gura ca nouă. Mergem la sală și m-am gândit să vă arăt stadionul din Râmnicu Vâlcea, așa un pic, cât se poate vedea. E foarte multă lumină, poate soarele foarte tare. Neața, fraților, e ora 8, iar n-am putut să dorm. Joi seara. Și avem o pizza aici, pentru că iar n-am dormit deloc și trebuie să am energie să lucrez. Prânz, am comis-o iarăși, nu am putut să dorm. Acum o să iau miere din asta cu muguri de pin. Este miere pur și simplu turnată peste muguri de pin, lăsată la macerat și apoi strecurată de muguri. Foarte, foarte bun. Cum mă unge pe gât. Foarte tare. Astăzi și ieri am ieșit din casă și a plouat, a fost frig, așa că m-a tras iară curentul, iară mă doare capul, mă doare în gât. Am făcut aici un ceai normal de mușețel în care voi pune tinctură de propolis și vreau să vă arăt. Ia uitați cum se face. Aveți grijă că tinctura de propolis pătează. Am pus aici, cred că, vreo 30 de picături. Să puneți și voi între 15 și 30 de picături dacă aveți dureri în gât sau sunteți răciți. Bun, urmează teraflu. Adăugăm și un teraflu aici. Și apoi punem muguri de pin în miere. O minunăție. După care amestecăm foarte, foarte bine. Și aceasta este băutura mea minune, cu care mă fac bine. Sper să revin cât mai repede, pentru că sunt deja de foarte mult timp bolnav, am terminat și antibioticele și nu știu ce să mai fac dacă îmi revin durerile. Aoleu, pișcă! Pișcă de ești. Mamă, câtă carne! Câtă burtă! Haideți să vă arăt cum arată. Găluștele astea sunt foarte pufoase, sunt făcute de maica mea. Ia uitați cum se rup. O delicatesă și o vom mânca fără pâine, bineînțeles. Și aici avem carnea. Am scos-o maica mea separat. Iar acum am dat mâncare gătită, fraților, două meniuri. Și avem o mazăre, nimic deosebit, însă vă recomand să mâncați mâncare gătită pentru că este foarte, foarte bună. Au venit baxurile cu ambalaje. Câte borcane stă aici într-un box? Uite, 2304 borcane într-un box. Wow, ce ușor merge. Am venit la țară și am luat mere. Iarăși foarte bune merele astea, îmi plac foarte mult. Banane. Vă recomand să mâncați câte 2-3 fructe pe zi, sunt foarte, foarte bune și foarte importante. Chiar dacă e prăjit, arată senzațional și nu am mâncat de mult pește. Nu sunt fan foarte tare fructele mari sau pește, însă de data aceasta voi mânca pentru că mi-este foarte foame. Și bună dimineața, fraților! Am ajuns la Crimănești, trebuie să dau toată marfa asta jos, să aranjăm masa și revin după aia să vedeți cum arată. Și am terminat de aranja masa, fraților, avem și primii clienți. Vă așteptăm pe site-ul nostru www.mieretvo.ro cu cele 9 sortimente de miere și încă 5 sortimente de siropuri 100% naturale și bineînțeles cu amestecurile noastre API complet, Monica Tatoiu și Revitalizant pentru copii. Numai la noi găsiți asemenea produse. Un weekend frumos vă dorim tuturor! Ciao! Bun, haideți să vă arăt și ce mănânc astăzi. Duminică avem aici banane și aici mi-a pus maica mea șnițele și carne de la oală sau de la garniță. Este senzațional, este carnea favorită, care de la garniță. Bun, am ajuns acasă, vedeți cântarea este pe zero, haideți să mă cântăresc. Haideți să mă cântăresc pentru că sunt foarte nerăbdător, spunea trecută parcă m-am făcut 117. Și
acum 116,9. E foarte bine și o să vă zic și de ce imediat. Haideți că am scris și aici, săptămâna 7, 117, ți le vedeți. Aceleași kilograme ca săptămâna trecută, însă nu este nicio problemă. Nu mă grăbesc nicăieri să slăbesc, pentru că, uitați, m-am grăbit. Prima zi de 6 ianuarie 2020 am plecat de la 126 de kg. Am modificat tabelul, apropo, am făcut acum pe 19 săptămâni și am mai adăugat câte o rubrică ca să pot să mai scriu anumite chestii sub. Deci am plecat de la 126 de kg, asta vreau să vă zic repede, e foarte interesant. Am scăzut, am scăzut, am scăzut, am forțat slăbirea și apoi m-am îmbolnăvit, m-a tras curentul, mi-a scăzut sistemul imunitar. N-am mai putut să dorm, n-am mai putut să mai mănânc. O zi în care am mâncat foarte mult și am explodat efectiv. Am luat 6 kg de duminică până joi și apoi de joi până duminică până la cântare am reușit să slăbesc 4 din aceste kilograme. Oricum, uitați-vă în săptămânile 4, 5, 6, o să vedeți absolut tot acolo. Iar apoi am continuat să fiu bolnav, am luat antibiotic și am scăzut foarte mult, foarte, foarte mult. Ați văzut, am avut 115 kg, deci de la 124, de fapt aici, joi a fost aici, în săptămâna 5, când am avut 124, nu aici, am greșit, am făcut o liniuță. Deci joi am avut 124, după care duminică am avut 120 la cântar oficial, am scăzut 4 kg și după aia am avut 115 marți. Sau miercuri, nu mai știu exact, să vă uitați în clip să vedeți. Deci am scăzut foarte mult de la 124 joi până marți la 115 și m-am îngrijorat pentru că nu mai puteam să mănânc, nu mai puteam să dorm. Am muncit foarte mult, am învățat foarte mult și creierul consumă foarte multe calorii și de aceea corpul s-a canibalizat. Am pierdut foarte multă masă musculară în perioada asta cât am fost bolnav și m-am speriat și am început să mănânc foarte mult. Și cu toate astea nu m-am îngrășat. Băi, m-am îngrășat, că aveam 115. Am rămas la 117 săptămâna asta, la fel ca săptămâna trecută. Și pentru mine e un lucru bun, pentru că mi-a trecut boala și am reușit să mă mențin. Și am mâncat tot ce am vrut eu, mi-am făcut toate poftele, v-am făcut o grămadă de clipuri interesante pentru seria Otto Mănâncă. Să țineți aproape că o să urmeze ceva foarte, foarte tare pe acest canal. Bun, fraților, ați văzut și voi, am scris și aici pe foaie, v-am arătat. Deci este foarte bine pentru că am mâncat foarte multe lucruri bogate în grăsimi și în zaharuri, am mâncat foarte mult fast food, am mâncat tot ce mi-a fost mai ușor și ce a fost mai convenabil și ce mi-a fost mie poftă să mănânc. Asta e cel mai important, mi-am făcut poftele pentru că am fost foarte stresat, am crezut că nu mai revin pentru că și până asta am avut câteva probleme. M-a tras iarăși curentul la ceafă și m-am speriat foarte tare pentru că într-o seară m-a durut capul iar și am crezut că revine boala, că revine curentul și nu știam ce să mai fac pentru că antibioticele tocmai le terminasem de duminica trecută și m-am speriat foarte tare. În fine, am mâncat tot ce am putut, n-am mai ținut cont, am filmat foarte multe clipuri din seria Otto Mănâncă special pentru voi și am făcut niște recenzii acolo, să vedem și voi dacă se merită sau nu. Vă sfătuiesc pe toți să vă ascultați corpul dacă sunteți bolnavi, dacă nu vă simțiți bine, dacă nu dormiți, mâncați mai mult, nu mai țineți cont de regim pentru că este încă un stres în plus. Nu trebuie să faceți ca mine, nu trebuie să vă luați după mine clipurile acestea, sunt doar pentru a vă inspira. Până la urmă, voi alegeți și voi știți exact ce vă place și ce vă priește să mâncați și întotdeauna vă încurajez să faceți în viață exact ceea ce vă place vouă să faceți, să nu vă luați după absolut nimeni. Încercați, experimentați, băgați la cap și ușor, ușor veți ști ce să mâncați și cum reacționează corpul vostru la diferite alimente. Doar experimentând, fraților, pentru că nu este o regulă generală, corpurile noastre sunt atât de diferite încât nimeni nu se aseamănă pe pământul ăsta din 7 miliarde de oameni, nimeni nu are ADN-ul și nimeni nu este exact la fel cu altă persoană. Să încercați acasă ce vă taie pe voi capul, ce vă face vouă plăcere și să rețineți și să băgați la cap și totul va fi bine, vă garantez. Nu există o rețetă a succesului. Faptul că trebuie să slăbiți, fraților, trebuie să slăbiți, poate mai mult, mai puțin, n-am de unde să știu, dar nu grăbiți lucrurile pentru că riscați să vă îmbolnăviți, să vă scadă sistemul imunitar foarte, foarte tare
și să ajungeți ca mine să slăbiți câte 9 kg într-o săptămână, chiar mai puțin. Ideea e că eu am mai făcut lucrurile acestea în trecut, uitați-vă pe canal, am umplit, am slăbit 9 kg în 3 zile, dar atunci a fost ceva programat, atunci a fost o slăbire programată și am mâncat în cele 3 zile. Uitați-vă la clip, este foarte interesant, nu am pățit absolut nimic, a fost foarte bine. Am mâncat și produse apicole, m-au ajutat foarte mult, bineînțeles și în perioada asta am băgat forță, produse apicole, păstură, polen, umbră de propolis, miere, miere cu ghimbir, miere cu nucă, miere pentru a îmi proteja stomacul, pentru a îmi proteja picatul și pentru a-mi crește sistemul imunitar. Până la urmă am reușit să ies din starea asta pentru că mă speriasem, v-am zis foarte tare, slăbisem foarte, foarte mult, capul mă durea foarte tare. 3 zile să pierd atâtea kilograme, corpul meu s-a canibalizat, mi-am pierdut foarte multă masă musculară pentru că nu am mai tras de fiare, pentru că am mâncat foarte prost, am mâncat foarte multe dulciuri și foarte multe grăsimi și atunci mușchii mei au avut de suferit. Dar nu e nicio problemă că vom merge la sală de săptămâna viitoare și vom trage foarte, foarte tare. Ia uitați! Săptămâna asta am început iarăși cu sala și s-au mai refăcut mușchii, dar săptămâna trecută am fost foarte speriat. Pentru că simțeam efectiv cum se schimbă țesutul, cum se schimbă pielea, devine foarte nașpa și foarte multe probleme la stomac, la picat, foarte multe afte în gură. Mi-am dat cu tinctură de propolis, că mă ajută foarte mult pentru a-mi steriliza gura. Propolisul este un antibiotic natural și vă sfătuiesc pe toți să folosiți produse apicole. Nu trebuie să le cumpărați, fraților, de la mine. Dacă aveți o sursă de încredere, cumpărați de unde știți voi, însă consumați. Consumați miere, consumați polen, consumați păstură, consumați tinctură de propolis, pentru că sunt foarte bune și vă ajută foarte, foarte mult. Eu voi continua slăbirea, voi continua clipurile din seria Otto slăbește, pentru că văd că sunteți foarte interesați și vreau să-mi țin greutatea sub control. Pe mine mă motivează foarte mult lucrul acesta, să filmez ceea ce mănânc, să vă arăt și să mă cântăresc în fiecare săptămână. Este un lucru foarte bun pentru mine, mă monitorizez singur și este foarte important să vă monitorizați și voi procesul, să vă scrieți pe o foaie, să fiți atenți la ce mâncați, să știți, să evitați anumite lucruri dacă vă fac rău sau dacă vă îngrașă foarte tare. Dacă într-o săptămână slăbiți foarte mult, vedeți, analizați singur ceea ce ați mâncat și continuați să mai mâncați lucrurile acelea dacă mai puteți, pentru că înseamnă că dau rezultate. Mănânc și iaurturi, mănânc și ciorbe în perioada de slăbire, mănânc, acum, în ultima perioadă am început să mănânc mâncare gătită, dar nu mi-a reușit chiar în fiecare zi, am mai comandat, v-am zis, și alte lucruri mai nesănătoase, dar toate acestea o să le vedeți în seria Otto Mănâncă, să vedeți ce am mâncat în aceste zile. O să apară în săptămânile următoare clipurile, eu le voi edita. Mi-am făcut comandă și de un laptop săptămâna aceasta, un laptop super șmecher. Acesta îl voi scoate din uz, îl voi ține ca un al doilea laptop și a făcut treaba acest Lenovo. Este momentul să vină următorul Lenovo, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vi-l arăt sau dacă sunteți pasionați de IT. Am lucrat foarte mult săptămânile acestea, am făcut grafic, am învățat să fac grafică, am schimbat un canal, foarte multe coperți, foarte multe poze și mi-a foarte mult timp să lucrez pe acest laptop, de aceea era musai să-mi cumpăr unul mai performant și în sfârșit o să vină, dar de aștept. Să vedem, nu știi. Da, și sper să apreciați faptul că am lucrat atât de mult pentru voi. Vreau să aveți o experiență foarte șmecheră pe acest canal, să navigați ușor, să vedeți clipurile, să înțelegeți din titlu și din poză ce se întâmplă în acel clip. E ca și când ai scoate o carte fără copertă. Evident că nimeni nu va fi interesat de să cumpere acea carte, pentru că neavând copertă, nu vă înțelege despre ce este acea carte. Ei, dacă îi faci o copertă frumoasă, exact cum am făcut eu la clipurile mele, chiar dacă am refăcut și clipurile vechi, coperțile, fraților, pe adevăr, văd și eu și râd, m-am uz cât de încet vorbeam, cât de rar vorbeam, cât de prost editam, nu știam să tai, nu știam să pun melodii potrivite și așa mai departe. Cu intro foarte lungi și plictisitoare, însă toate acestea se vor schimba începând de acum, pentru că autocunoașterea, adică autocunoașterea,
a intrat în mine și am învățat extraordinar de mult în această perioadă. Am realizat atunci că n-am mai dormit de 3 zile și am muncit foarte mult, am lucrat foarte mult, spatele a început să mă doară, îmi amortez două vertebre aici, îmi amortește spatele și chestia asta mă sperie foarte tare. De aceea, săptămâna aceasta, am lucrat exerciții pentru spate la sol, fără greutăți, iar piciorul stâng, nedușciatic, cred, mi-a amorțit tot piciorul, mă durea foarte tare, degetele la picioare era foarte amorțite, nu mi le mai simțeam și m-am panicat foarte, foarte tare și mi-am dat seama că am neglijat dieta pentru a învăța să evitez, pentru a învăța grafică, pentru a învăța foarte multe lucruri și despre filmat și cum să-mi folosesc aparatura și așa mai departe. Am muncit foarte mult, dar mă bucur că toate s-au terminat cu bine, mă bucur că am reușit să iau în greutate și să ajung iarăși la 117 kg și mă bucur că boala nu a mai recidivat, pentru că durerea asta de cap când te trage curent foarte periculos, te poate paraliza și m-am speriat foarte tare, combinat cu multă muncă, combinat cu stres, cu insomnii. Pot spune că a fost o perioadă foarte grea, dar acum sunt upgradat, am upgradat creierașul, fraților, n-am tras numai de la sală să fac braț mare, da? Am învățat foarte multe lucruri și vă promit că veți avea niște clipuri super șmechere pe acest canal, Miere TVO. Așa că nu uitați să vă abonați, nu uitați să activați clopoțelul de notificări pentru că nu vreți să ratați următoarele episoade. Numai astfel veți beneficia de notificările de la YouTube dacă activați clopoțelul de notificări la canalul acesta. Iar dacă vă place, puteți să-mi lăsați un comentariu, mă ajută foarte mult, sau un like. Mă încurajează foarte mult, mă bine dispune comentariul vostru. Ce-mi dă forță să merg mai departe, să terminăm seria Otto slăbește, să slăbesc cele 50 de kilograme promise anul trecut. Bum! Hai că încep să-și revină mușchii. Până data viitoare, nu uitați, fraților, să mâncați sănătos, să mâncați mâncare gătită, să mâncați ciorbe. Am văzut, am mâncat foarte multe ciorbe. Nu uitați să faceți mișcare pentru că este foarte importantă pentru corp. Eu am făcut câteva serii săptămâna aceasta pentru spate la sol și m-am simțit extraordinar. Deci nu trebuie să lucrați cu greutăți monstru, să faceți brațe mari. Important este să lucrați inteligent, să vă ascultați corpul și dacă treceți printr-o perioadă mai grea, să lucrați mai ușor, să lucrați exact ce vă doare. Să lucrați pentru a vă reface pentru a vă reface probleme, nu pentru a le accentua. Bineînțeles să mâncați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre. Pe mine m-au ajutat să nu mor în clipele grele, m-au ajutat să-mi fortific corpul și să renasc ca pasărea Phoenix. Așa că până data viitoare, eu sunt Otto, vă salut! Ciao!